O mai întreb o dată, cred că e a treia oară. Ce? Câte primării ar trebui să se înscrie în ghiseul.ro în prima fază? Câte așteptați? Păi, cunoașteți hotărârea de guvern, da? În prima fază, în primele 6 luni, toate primăriile peste 150.000 de locuitori. În faza a doua, municipiile și orașele cu până la 150.000 de locuitori. Și în faza a treia, următoarele 6 luni, restul comunelor. Am înțeles. Deci cât sunt? Referitor la restul 100, 1000, comunelor 5000, și... 5.000, 10.000, despre câte vorbim? Știți sau nu știți? Dacă mai... O secundă. Restul comunelor, ele vor intra într-o primărie virtuală și vor avea un alt mod de a fi accesate. Ok. Vă las să căutați pe Google, că văd că aveți iPad și spun că sunteți pe 3G acolo. Vreți să vorbim de E-România? Portalul de 500 de milioane de euro? Să știți că eu pot să vorbesc absolut de orice. Domnul, stați un pic. Uitați, o informație care vine de pe site-ul dumneavoastră, mcsi.ro. Este pe site. Și este cu citat. În 2010 vor fi alocați 245 de milioane 100 de lei, în 2011 714 milioane de lei și, mă rog, sunt 714 500 de mii. În 2012 575 de mii, iar în de milioane, iar în 2013 364 de milioane de lei plus 800 de mii, 300 de mii, da? Comunicatul dumneavoastră, cu totul 500 de milioane de euro pentru faimosul portal E-România, este de pe site-ul ministru. Eu n-am generat niciodată un asemenea comunicat, dar vreau să vă spun ceva. Singura componentă comunicate de presă. Da, poate un comunicat. Comunicat foarte vechi, dar vreau să vă spun un lucru. Singura componentă din E-România care a devenit activă este cea al portalului E-România, care va fi în câteva luni activ ca portal. Spuneți-mi dumneavoastră care e bugetul pentru E-România, dacă ăsta nu e corect. Cât costă E-România, deci, portalul? Portalul E-România. Deci la asta cred că vă puteți adresa. Nu este un contract făcut de mine, eu nu am informații prea multe despre el. Domn Dar v-am ministru. Spus ce conține el. Și nu există această cifră și haideți să nu intrăm în speculație și să ducem și pe români în eroare, pentru că bine, atunci atât de mulți au dus în eroare cu această cifră. Bun, dar dați-mi noastră cifra corectă dacă asta e incorrectă. N-am o problemă. N-am o problemă, dar dați-mi noastră informația corectă, că asta vrem de la dumneavoastră. Informația precisă. Deci dumneavoastră spune nu e 500 de milioane de euro, așa cum scrie pe site. Cât e? Nu există, dacă ne legăm așa de strategia de informatizare a României. Dați-mi voie să vă citez. Deci, nu să mă citați pe mine. Nu, citez de pe comunicatul care este afișat pe ecran și care este încă o dată. Da, eu vă rog așa, dați-mi voie, domnul ministru, numai o secundă. București, 15 martie 2009. Guvernul a aprobat strategia națională E-România, e în vigoare, înțeleg, da? Propusă de Ministerul Comunicațiilor Societății Informaționale, executivul alocând aproape jumătate de miliard de euro pentru perioada 2010-2013. Eu vă întreb așa, mai e sau nu valabil? Deci nu există aceste sume. Mai eu nu le-am găsit România în... Mai există România sau nu? Proiectul. Ca strategie, ca proiect? Da, ca proiect. Deci mai există portalul dacă ne uităm România, ca proiect așa... Putem să generăm o idee că e România o strategie frumoasă în care absolut totul să găsească pe internet. Dar strategia pe mandatul meu nu a existat un asemenea comunicat și vreau să spun nici acești bani. Bun. Și nu sunt. Și atunci, pentru strategia asta, câți bani sunt? În privința prețurilor din IT, să știți că chiar le cunosc foarte bine. Dacă găsiți un singur lucru în care să am înțeles, fie precizat o sumă din asta, atunci eu acum am prezint demisia. Vă acord prezumția de, cum să spun, de încredere. Am înțeles că nu eu mai e mulțumesc. Valabil. Spuneți-mi care este suma acum. Acum eu vă mai spun, eu vin din domeniu și chiar știu foarte bine ce prețurile știu eu la anumite aplicații. Spun, nu știu acum deci, cât e România. Iar în privința acelor cifre nu există odată. Și nici nu vor exista niciodată.